Ce faci, Serghei? Salut, frate! Ai, ce ai făcut? Ai dat cu moșumbeci? Ai băgat veverița la scorbură? Ai băgat pâinea la cuptor? Ei, am băgat pe dracu, am băgat. N-am băgat nimic. Cum mă nu? Păi nu ziceai nu că ești cu fata aia mișto? Gacica aia de pe Insta, de mi-a arătat-o pozele cu ea, cu rochia, cu dale. Ba da, m-am întâlnit, dar... Hai să zic ce am pățit, mă. O chem pe asta la mine. Bine, frumos, totul drăguț, simpatic, muzică bună, alea, alea, ambient frumos, până când... N-ai vrea să comandăm ceva de mâncare? Aoleu, nu! Dar eu nu mănânc după 6 seara, nu. Eu nu vreau să devin pinguin. Poftim? Nu știi ce-i pinguinul? Ce? Pinguin! Of, pinguinii sunt rândunicile care mănâncă după 6 seara. Eu vreau să fiu rândunică. Piu, piu! Da! Am înțeles. Dar fii atent cum facem. Dau eu o comandă de la Pizza Radu, că au niște mâncăruri super faine acolo și comand și o salată pentru tine. Pentru rândunica din tine. Da, bine. Dar eu să știi că n-am să mănânc deloc. Doar așa, ciugulesc, așa. Piu, piu, ca rândunica. Am înțeles. Gata comanda. Ajunge în 30 de minute. Da, dar eu nu o să mănânc, gen... Doar o să ciugulesc. Auzi. Au și venit. Deja? Da. Dar ce mă, le livrează cu BMW sau cu ce? Dar ce crezi că eu nu știu de unde comand? Ia. Stai că mai am. Așa multe? Am luat și pizza, pentru pizza am Mamă. sunat, au o pizza super faină. Și asta? Desigur, salata pentru rândunică. Dar ce-ai luat așa? Cine mă le mănâncă pe toate? Stai liniștit, nu-i bai. Mamă, dar ce... Îi arată bine. Da, bineînțeles că arată. Dar eu nu mănânc. Nu, sigur, sigur. Eu nu seara nu mănânc. Ok? Da. Deci, pur și simplu... Deci, e sigură că nu vrei? Nu. Te rog, nu? Ți-am Ok, spus. ok. Ok. Adică nu vreau să stric dieta, dacă nu vrei, nu lua. Nu cel mult salata, Bine, bine, nu. eu... Ai salata, sigur, nicio problemă. Deci, Da. sigur, da. Bine, mă, hai dacă insiști. Mama mea. Eu gen mănânc doar salată. Și? Așa sunt eu. Nemâncăcioasă. Am mâncat aproape o felie. Da, văd. De ce-i marginea asta? Blat Philadelphia se numește. E cu cremă de brânză și mă bucur că-ți place. Fenomenală. Da. Eu sunt cu stil de viață sănătoasă. Bine, dacă mănânci virgula, ți-e stil de vită sănătoasă. Da, am niște prietene grase care pentru ele, Doamne, o dietă echilibrată e un kebab în fiecare mână. Eu nu-s din alea. Eu, de exemplu, când fac sarmale în viță de vie, le umplu cu viță de vie. Eu ăștia nu, îl condimentez cu borș. Băi, frate, cât mănâncă asta? Cum ziceam, sunt foarte strictă cu mâncarea. Nu mănânc, eu nu mănânc seara. Că tot zici că nu... Băi, după ce că nu mai servești cu nimic toată seara, mai ai nesimțirea să-mi iei și salata? Păi și până la urmă cum s-a terminat, mă, ce-ați făcut? Salata mea! Ai mâncat-o ca Sparta să... Salata mea! Ai mâncat toată seara! Da, frate, da. Băi, și uite așa am rămas și ne mâncat și ne... uitat la film. Dar, aia, măcar am șansă să câștig vacanța aia în Grecia, deci...